Bine v-am găsit. Astăzi voi face magiun din piersici. Am 4 kg de piersici zemoase pe care le tai în 4 și le așez cu partea tăiată la fundul cratiței. Am pus doar cu partea tăiată. Am la mine pe canal mai multe magiunuri făcute din prune, din multifruct, din caise. Acum voi acoperi vasul și îl voi pune pe flacără mică, o sită peste ochi și verific odată la o jumătate de oră să vedem în ce stare e. Probabil va trebui să dureze 2 zile toată operația, pentru că fac la foc foarte mic și nu se va prinde deloc de cratiță. Acest magiun îl fac fără zahăr. Rezultă un produs foarte gustos și sănătos. Acum îl pun pe flacără și îl verific din jumătate în jumătate de oră. Aici este vasul pe flacără. Aici este compoziția pentru magiunul de piersici. L-am ținut ieri 8 ore și astăzi 10. Am verificat la început odată la o jumătate de oră, după aceea din oră în oră și astăzi chiar și odată la 2 ore se vede, nu s-a prins de fund. Deci dacă se ține pe flacără foarte mică și peste ea e pus o sită, nu sunt probleme. Acum voi omogeniza cu blenderul compoziția. Acum voi adăuga 4 linguri de semințe de chia, care se vor gonfla și vor da o viscozitate mai mare produsului. Și în afară de aceasta aduc un aport de minerale, calciu, magneziu. Voi mai adăuga 4 lingurițe de scorțișoară măcinată. Și amestec până când compoziția devine omogenă. Ați sesizat, zahăr nu am pus deloc. Este destul de dulce. Merge foarte bine cu pâine prăjită și cu o ceașcă de ceai sau lapte. Este un produs foarte sănătos și foarte indicat pentru persoanele care nu au voie să consume zahăr. Deci se vede că începe să devină mai viscoasă. Voi începe să pun în borcane. Pun în continuare până când umplu toate borcanele. Au ieșit 5 borcane de 310 și unul de 500. Acum voi pune câte o frunză de vișin pentru conservare. Neavând zahăr, va trebui să le sterilizez. Frunza de vișin ajută și ea la conservare. Acum pun capacele. Le-am luat de la sterilizat, se vede încă iese abur. Acum le voi lăsa cu această cratiță și cu apa fierbinte în ele până mâine dimineață, acoperită cu un prosop. Dacă aveți o astfel de cratiță de inox cu pereți groși, ține foarte bine căldura, nu e nevoie să le scoateți din apă, le scoateți după ce se răcesc. Le-am scos după ce a trecut o zi din cratița în care au stat acoperite cu prosopul și le voi depozita în cămară.
E un produs foarte sănătos. Pe lângă piersici am pus și semințele de chia și scorțișoara. Având în vedere că este un produs fără zahăr, poate fi consumat și de persoanele care au probleme cu glicemia.